Andreanu și au toată încrederea să cântă pe scenă. De data asta, aplauze pentru dumneavoastră, dragi public. De atât are nevoie artistul pe scenă, de căldura publicului, să-i simtă căldura, că după aia de tot ce poate, înflorim în momentul în care vă simțim deschiși. Urmează de asemenea un solo de balet, tot așa e prima dată când intră ca singură pe scenă următoarea domnișoară. Are o privire de căprioară, mereu când mă uit la ea, mi se par niște ochi atât de caz, atât de drăguți. Nu scutem toți copiii, fiecare ochi are specificul lui, acesta este de căprioară. Urmează Alina Meleșcanu, va interpreta pentru noi solo-ul Zâna din Frumoasă din Pădurea Adormită de Tchaikovsky. Mulțumesc! Thank you.